găsi la știria pe care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Piațeta Casei de Cultură Onești, lucrări pe ultima sută de metri. Lansare de carte la Biblioteca Cosânzeana. Dofteana, discuții ample în jurul apei și canalizării. Este bună pentru oneștenii care locuiesc în imediata vecinătate a Casei de Cultură din Onești. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit pe larg despre subiect, astfel am aflat când va fi și momentul final de inaugurare a lucrărilor. E la un pas de finalizare, ca să zic așa. E la un pas, eu estimez că finalul lunii noiembrie, așa cum am promis, ne vom putea plimba pe aleile piațetei mai repede. Ne vom plimba prin parc și pe asfaltul. Am pregătit imagini, ați spus dumneavoastră câteva imagini foarte frumoase cu piațeta Casei de Cultură. Într-adevăr, încă mai e de lucru. Acum știți cum este, nimic nu s-a făcut peste noapte și nici cu o baghetă magică schimbăm totul dintr-o dată. Nu, da, bun. Muncit. Imaginile care au apărut prima dată au mai suferit modificări, vă spuneam și înainte de emisiune, și legat de fântâni și de... Cum arată acum la ora asta, de sus arată foarte, foarte bine și o să rog colegii, uitați, asta era deja, nu mai de actualitate imaginea, e altfel acum. Zona asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 3 săptămâni sper eu să avem și gazonul montat. Pavaj, alei... Aici deja suntem în piațeta din fața catedralei și a Casei de Cultură. Vor fi 2 fântâni. Utilaje multe, se lucrează, echipe puternice, am văzut în permanență. Acum trebuie să lăudăm și constructorii, că au fost pe metereze, au lucrat cot la cot cu muncitorii. Na, asta este. Unul dintre constructori, unul dintre acționarii care lucrează aici. Chiar acum îl întrebam înainte, doarme, se trezește, stă de dimineață până seara în șantier. Uitați cum arată, deci deja fața este altfel. Estimăm noi că în 3 săptămâni maxim aici vom parca mașini. Da. Și de asemenea tot în 3 săptămâni și zona parcului, zona verde, va avea inclusiv gazonul montat. Foarte frumos, va fi ceva de vis, ca să zicem așa. În paralel vom intra și în curtea catedralei, vom aloca fonduri la ședință, vom avea o extraordinară luni și vom aloca bugetul, am făcut calculele, am mai tăiat din estimările inițiale, dar vom face să iasă treaba ca bună la carte, să aibă continuitate, să aibă o legătură, pare un întreg cu zona pieței. Acum știți cum i-au apărut deja primii cârcotași care m-au și întrebat și au zis, bun, foarte frumoasă va fi, că lumea vede, că deja conturează frumos, dar, dom'le, piața ce în jurul catedralei arată cam... Nu, se vor da toate gardurile jos și va fi un întreg. Totul va fi deschis, va fi un părculeț în laterala, în partea stângă a catedralei va fi un părculeț la fel amenajat cu bănci, cu zonă verde, cu alei, o zonă de promenadă și în laterala catedralei, iar în față va fi amenajat cu pavaj, în același ton cu zona piațetei. Cu tot ce este făcut. Nu se va cunoaște ruptura dintre... Am înțeles, să nu fie o ruptură de stil, pentru că oricum materialele sunt scumpe, nu sunt chiar la îndemână. Sunt materiale scumpe, da, dar vor fi în aceleași materiale, vor fi și în... Și cu bani, asta de la bugetul local. Cu bani de la bugetul local. Ok, o să rog colegul să... Am făcut calculele, voi propune în ședința de luni, va fi o ședință extraordinară luni, voi propune Consiliul Local această finanțare pentru culte. Cererea a existat și la prima rundă de finanțări, doar că la momentul ăla nu știam cum va arăta, pentru că v-am spus, în timp au mai suferit în funcție de ce s-a găsit pe sub pământ, ce nu se știa, au mai suferit modificări și de asta am lăsat-o să avansăm, să știm cam care este forma finală. Am înțeles. Au fost mai multe dispoziții de șantier și s-au mai schimbat, dar acum știm exact forma finală și va avea o continuitate frumoasă. Pentru cei care au uitat, că eu am căutat o leacă fotografiile, am găsit la colegii mei, la 1 pe Trotuș, parcă am găsit fotografiile postate inițial de dumneavoastră, o să rog colegul să dea drumul, așa ca să ne aducem aminte că vedem că e urât. V-am spus, au suferit oarecare modificări, dar în linii mari arată într-un fel. Multe spații verzi au fost ridicate în jardiniere pentru că zona respectivă va fi, se vor organiza și spectacole și să ferească cumva zonele de... Deci va fi fântâna, rămâne fântâna din... Va fi o fântână arteziană în jos, da. Și un luciu de apă, acel luciu de apă nu va mai fi luciu de apă, vrem să fie... Îmi doresc și am propus proiectantului și constructorului să vină cu niște modificări, să putem pune și pești, să încălzim apa. Foarte tare! Poate trăie supraviețuie. Locul de joacă rămâne. Va fi locul de joacă, dar v-am spus, vor fi unele modificări, dar... Am înțeles. Asta este tot la fel. Rămâne genul acesta de fântână? Da, va fi o fântână arteziană care din pardoseală. Am înțeles. Și un luciu de apă care cu pești în el, așa îmi doresc eu. Am înțeles. Amfiteatru? Cu pești colorați. Amfiteatru este. Da, este aici, l-am văzut. V-am zis eu inițial, bine, așa mi-a întrebat și mi-a zis că e bazin de cu pești. un fel de amfiteatru. Oarecum au anticipat, ca să zicem așa. Da. Lansare de carte la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Oneștene. Joi, 28 septembrie, de la ora 16, a avut loc lansarea de carte a profesoarei Doina Ionescu, un debut literar cu volumul de versuri, versul reîntors în destin. În deschiderea evenimentului, directorul Bibliotecii Oneștene Ion Ustenie a mulțumit publicului numeros prezent în sală. Cel care a încurajat-o să scrie pe profesor Doina Ionescu a fost profesorul și poetul Tehaș Ciobanu, iar profesoara Emilia Bogiu a fost cea care ne-a vorbit despre poezia profesoarei Doina Ionescu. Așa că misiunea mea este destul de grea. Mă străduiesc să o îndeplinesc cum trebuie. Deci, întâi, vreau să vă spun că o poezie înseamnă un element, o operă de artă care ajunge la cititor, trecută prin filtrele cititorului respectiv. S-ar putea să fim de păreri diferite citind aceste texte. Din punctul meu de vedere, filtrele mele au fost construite în Cetatea Iașului, cu profesorul Dumitru Iremia, care era un mare specialist, o emblemă academică pe poetică și stilistică. Prin câteva cărți, și îmi vin în minte Liviu Rusu cu estetica poeziei lirice și Hugo Friedrich cu structura liricii moderne. Deci cam prin filtrele astea citesc eu textul, dar oricât le-aș defini și aș încerca să explic asta, nu o să reușesc, pentru că ambiția oricărui om care scrie versuri este să fixeze în cuvânt o sugestie, să încerce măcar să dea o părere despre inefabilul poeziei. Ori, cum știți bine, domniile voastre toți, inefabil înseamnă inexprimabil. Adică ceva ce e mai presus de cuvinte. Și dacă e mai presus de cuvinte, cum să pui în cuvinte? Și totuși, omul care scrie versuri îndrăznește să facă asta, iar cel care citește preia de acolo cât, cum și are și libertatea ce îi convine. Așa că, din volumul acesta, am selectat și eu condițiile în care, așa cum zic, fiecare poate interpreta într-un anume fel. Poezia e la fel ca muzica. Și doar atât vă mai spun în afară o poveste, și anume, că tot avem puțină muzică, se spune, nu știu dacă e adevărată povestea, că la un moment dat, într-un castel mare, în lumea bună, așa, la o curte mare, a fost invitat Beethoven să cânte o sonată. Și Beethoven s-a așezat la pian, a cântat sonata, iar la sfârșit, o doamnă din lumea bună, așa, mamicoasă, pretențioasă din public, îl abordează cu oarece dispreț și zice, ei bine, ce-ai vrut să spui cu asta? Și atunci Beethoven s-a așezat la pian, a mai cântat odată sonata și a zis asta. Startul unei noi ediții a Săptămânii Mobilității în orașul Stațiune Dărmănești. Vineri 22 septembrie, Biațeta Primăriei, primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin, alături de viceprimarul Cosmin Pairele, dar și numeroși elevi, profesori și directori, au spus start Săptămânii Mobilității Europene. Ziua Săptămâna Europeană a Mobilității la Dărmănești marchează și în acest an, prin diferite activități, cum spunea și domnul primar. Tema din acest an este eficiență energetică. Pe lângă aceste activități prin care marcăm zilele 16-22 septembrie a zilei mobilității, avem și proiecte de eficiență energetică în orașul Dărmănești. Și sunt foarte importante că pe lângă aceste activități pe care le facem cu copiii, avem și proiecte în desfășurare și în derulare la Dărmănești și aici aduc aminte un proiect foarte mare pe care noi îl avem, crearea unui parc fotovoltaic care, cum spuneam, este în desfășurare și aduce la creșterea eficienței energetice. După care avem renovarea Liceului Tehnologic Dărmănești, a școlii numărul 2, care și aceste lucrări, după ce vor fi finalizate, vor duce la creșterea eficienței energetice. Mai punctez un lucru ce ține de mobilitate. La fel, la nivel de proiecte, avem 9 stații de încărcare electrice a mașinilor. Deci mergem spre o zonă de creștere a eficienței energetice în ceea ce ține de clădiri, de transportul public și altele. Mulțumesc tuturor pentru implicare, mulțumesc domnului director de la Ceare, Progresul Comănești, pentru sponsorizarea premiilor, cum spunea și domnul primar. La sfârșitul concursului vom premia o bicicletă locul întâi pentru cei care s-au înscris la concursul de biciclete, role pentru cei care s-au înscris la concursul de role și de trotinete, badminton și șah, pentru că aici, sub acest brad frumos, avem și un concurs de șah. Mulțumim domnilor directori, domnilor profesori, care de fiecare dată, în fiecare an, vă implicați exemplar. Creștem numărul de la an la an, suntem din ce în ce mai mulți. Văd aici, în stânga noastră, foarte mulți copii care așteaptă nerăbdători începerea concursului. Vineri 22 septembrie, de la ora 17, la Biblioteca Cosânzeana din Onești, a avut loc simbozionul despre iubire. Evenimentul a fost organizat de Clubul Elevilor Liberali, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Rosăti Onești și Acum TV. Evenimentul a fost moderat de Victor Plutașo. Stăteam și mă gândeam ce aș putea eu să vorbesc despre un subiect general foarte simplu. Totuși, când l-am analizat, mi-am dat seama că nu e deloc așa. Când am ajuns aici, deja Victor spune, vreau să vorbești într-o manieră teologică. M-a dat peste cap, că mi-am grădit deja tot ceea ce aș fi vrut eu să spun. Vreau să eu oricum voi rupe pariurile, pentru că părintele a punctat foarte bine ceea ce vreau și ascultez, adică ce putem spune mai mult despre iubire, că ceea ce a spus sunt Apostolul Pavel despre aceasta, în care spune că iubirea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu se poartă cu necuvință, nu caută de sale, nu se aprinde de mânie și nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate și se bucură de adevăr și toate le suferă și le crede și le rabdă. Cel mai important este că această dragoste nu cade niciodată. Dacă stăm și ne gândim acum, dacă oare am fost îndrăgostiți în cont de aceste toate lucruri, s-ar putea să nu. Pentru că modernitatea, într-adevăr, are frumusețea ei, dar ne-a îndepărtat oarecum de tot ceea ce înseamnă valori, de tot ceea ce înseamnă cea mai mare virtute pe care ne-a dăruit Domnul Dumnezeu, iubirea. Și ne-a arătat încă din început. Dumnezeu s-a nominit prin întruparea Fiului ca pe om să-L îndumnezeiască. Aici a arătat Dumnezeu cel mai mult iubire față de noi. L-a dat, într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, pe unicul său fiu. Să moară pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și în orice moarte și moarte pe cruci. Imaginați-vă cine dintre noi ar putea măcar să se gândească ca unicul fiu să piară pentru cei în jurul nostru, pentru apropiații noștri. E imposibil de gândit. Cea mai mare dovadă de iubire care se putea arăta aceasta a fost, pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă și ne-a oferit prilejul de a ne mântui. Nu știu dacă o meritam. Nu știu dacă îl merităm. Dar în continuare Dumnezeu ne arată că ne iubești. Și cum vă spuneam, gândindu-mă, în timp ce veneam pe aici, despre ce fel de iubire aș putea eu să vorbesc, pentru că sunt atât de multe tipuri de iubire și mă gândesc la, nu doar la iubirea dintre un bărbat și subliniez, un bărbat și o femeie. Vedeți că ne-am îndepărtat și aici foarte mult de rădăcini. Mă gândeam la iubirea față de părinți. Nu ne arătăm deloc pe ceea ce înseamnă iubire părintească. Și sunt atât de multe situații în care părinții stau singuri, ne bucurându-se, aș putea spune, de iubirea celor cărora le-au dat viața. Și îmi vine în minte acum ceva versuri de poetului Adrian Păunescu, care spune că cine are părinți pe pământ în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Cine are părinți, are încă trecut. Cine are părinți, încă nu e pierdut. Ce frumos spune. Această iubire față de părinți. Mă gândeam apoi la iubirea față de cei din jurul nostru. Nu știu dacă sau în ce măsură se mai practică această iubire față de aproape. E foarte dificil, deși Mântuitorul spunea: purtați-vă sarcinile unii altora, iubiți-vă unii pe alții și așa, doar așa, veți împlini legea lui Hristos. În ultima ședință a legislativului local, primarul comunei Dofteana Ioan Bujor, aleșii locali, în prezența reprezentanților CRAB, au purtat ample discuții pe tema implementării sistemului de alimentare cu apă și a canalizării, proiecte pe fonduri europene. Vorbesc un pic despre proiectul major. La dumneavoastră, componenta e mai mică, din cei 685 de milioane de euro. Vorbim de un proiect major care se pregătește de regulă și parcurge toate etapele de pregătire, evaluare, verificări, întâi din partea personalului CRAB cu CTEU, mai departe Ministerul Fondurilor, cu consultanții lor BEI și Jaspers, și documentația tehnică. Are toate avizele pe care, de exemplu, în cazul aducțiunii, sunt la care am atribuit contractul de execuție lucrări. Deci, deținătorii de util... Vă rog să dați explicație din ce motive amestecați conducta de aducțiune cu canalizarea în condițiile în care erau proiecte separate și finanțări separate. Sunt proiecte separate și finanțări separate. Finanțările se finanțează în același program, dar ele sunt proiecte separate. Deci până la ora actuală nu ni s-a spus lucrul acesta. Deci, noi vrem să ne dați explicații, să nu fie o eroare sau să ne ducă cineva în eroare, pentru că făcând atâtea discuții între noi și firma de consultanță a dumneavoastră, Fignerul sau cine sunt, așa, noi nu am vrut să semnăm acele planșe, întrucât și noi suntem de profesie și am pus ruleta și vă rog frumos, dumneavoastră, dacă sunteți diriginte, fixăm o întâlnire săptămâna viitoare când doriți dumneavoastră, cu ruleta și cu aparatura în mână, punem din limita proprietății până în acostament, să nu afectăm drumul CNAIR-ului și îmi faceți demonstrația cum încape și totodată să studiați un pic sau să vă consultați cu cei care introduc gaze naturale, sunt de profesie și vă spun, care introduc gaze naturale, dacă are voie să fie suprapusă conducta de gaze cu canalizarea, ceea ce nu există niciodată. Nu, da? Așa. Nu, se pot face traverse. Da, unde? Dacă conducta pe marginea DG și DN, nu, da, pe marginea DG și DN vine pe ambele părți. Atât aducțiunea de apă, cât și aducțiunea de apă potabilă care o avem noi, cât și gazele naturale, circulă pe ambele părți. Dacă faceți subtraversare, unde vă duceți? Nu, m-ați întrebat dacă pot fi una lângă alta sau una sub alta. Suprapus, am spus, dacă da, pot fi. Eu v-am spus că nu. Nu, corect. Dar în unele situații... Și a spus să pot face subtraversări, de ce? Bun. subtraversăm, cum e aici în Bogata, uite, subtraversăm în partea elaltă, dar și în partea elaltă aceeași treabă, tot conductă de gaze, tot canalizare, atât cât și în partea asta la altă. Vineri 15 septembrie de la ora 11 la CSM Onești a avut loc o conferință de presă despre rezultatele spectaculoase obținute de către sportivele legitimate la CSM Onești. Cambe Mihaela Valentina la haltere, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de la Senior, desfășurat la Riyad în Arabia Saudită. Rotaru Paura Izabela, lupte libere, medaliată cu aur la Campionatul Mondial de Lupte pe plajă la senior și bronz la juniori, desfășurat la Constanța. Andrieș Georgiana, lupte libere, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Lupte Libere pentru plajă la junior, desfășurat la Constanța. Peste 3 ani, peste 2 ani și jumătate, deci va fi momentul la 50 de ani de la Montreal, da? 2026, unde avem un obiectiv foarte mare legat de luna decembrie a acestui an și de-abia atunci am să pot să vi-l spun dacă într-adevăr el se conturează a fi palpabil și real. Da. Și așa cum domnul Dorin v-a spus, intrăm deja în ciclul următor olimpic, peste 3 ani, vom fi în primul an de ciclu olimpic 2024-2028, unde obiectivele deja ați auzit, domn profesor la atletism și-a pus calificare, bineînțeles că fetele astăzi prezente sunt convinsă că atât Iza cât și Georgiana prin parcursul lor și prin rezultatele care le au, mă gândesc că își vor pune alături de mine acest obiectiv de calificare în 2028. Mihaela, la fel, să facem întâi 2024, să prindă gustul Olimpiadei, să vadă ce înseamnă și să-și dorească 2028 și cred că da, fiindcă este tânără și poate să dea Dumnezeu doar să fie sănătoase toate și să-și dorească să ajungă cât mai sus. Eu vreau să vă mai spun ce... Fica doamnei Maftei, se uită pe da? Vrea să completez anul. Ea încă n-a venit din secția de haltere, s-au obținut 17 medalii internaționale, la Campionatul European de Juniori, tineret și... Anul acesta, doar anul acesta. Da. Care suntem pe primul loc în federație, cu rezultatul acesta, 17 medalii, plus da. 2 locuri 4. Și mai este de concurat Mihaela Cambei, deci... în decembrie, în Qatar, la un Grand Prix. Adică vreau să vă spun că rezultatele, da, rezultatele sunt au fost atât de multe și de mari anul acesta, încât la un moment dat le-am pierdut firul. Adică deja nu mai știam. Și îi mulțumesc și stafful de antrenor, domnul Zălbăi Marin, Mafie Crishna și de la lot Calanci Avareru și Adi Ionescu. Da, tuturor. Da, tuturor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 30 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Duminică, 1 octombrie, cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade pe timpul zilei, iar noaptea minima coboară până la valori de 11 grade Celsius. Luni, 2 octombrie, cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 20 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea vom înregistra valori de până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.